Pe 5 iunie de ziua învățătorului, administrația locală timișoreană este alături de cadrele didactice într-o discuție inovativă despre modul în care elevii pot fi inspirați, încurajați și motivați pentru a-și atinge potențialul. De la ora 17 are loc neconferința Forma in Edu, organizată de Asociația Inițiativa în Educație și Primăria Municipiului Timișoara în cadrul proiectului Forma in Edu, implementat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Casa Corpului Didactic Timiș. Ziua învățătorului este un moment de reflexie asupra importanței educației de calitate și a respectului pe care îl datorăm celor care se dedică. Scopul conferinței este de a încuraja și crea legături între educatori și instituțiile sau asociațiile culturale reprezentative. Obiectivul principal îl reprezintă dezvoltarea comunității printr-un sistem de învățământ aflat în strânsă colaborare cu spațiile culturale locale și susținerea demersurilor de integrare a practicilor culturale în școli. Transmit reprezentanții administrației locale. Proiectul Forma in Edu susține valorificarea resurselor culturale și integrarea artei în mediul Școlar. Este susținută crearea de contexte educaționale care consolidează competențele pedagogice și interculturale ale cadrelor didactice și dezvoltă parteneriate și rețele culturale la nivel local și regional în perioada februarie-iunie 2024.